În ultimele două zile, polițiștii olteni au desfășurat activități pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 426 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 113.000 de lei. De asemenea, pentru abaterile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 19 permise de conducere, 10 certificate de înmatriculare și au constatat 7 infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice. În localitatea Iancu Jianu, polițiștii au sancționat un tânăr de 20 de ani din comună care circula cu autoturismul fără a avea permis, iar mașina nu era înmatriculată. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal. Astfel de controle, care au ca scop prevenirea accidentelor rutiere, vor continua pe drumurile publice din Olt, spun reprezentanții poliției.